Cam fiecare an, pe data de 20 iulie, este sărbătorit Sfântul Ilie. Acesta este celebrat drept făcător de minuni și aducător de ploi în perioada de secetă. Sărbătoarea prorocului Sfântul Ilie este și ziua aviației române, iar din 1913 acest sfânt a devenit și ocrotitorul aviatorilor. În tradiția populară, Sfântul Ilie este prezentat ca mergând pe cer într-un car cu ros de flăcări tunând și lovind diavolii cu biciul de foc. Se mai spune că este aducător de ploaie și că poate provoca furtuni puternice. Și în robeta turnul severin, oamenii s-au adunat la catedrala din centrul orașului pentru sfânta slujbă. Ați fost prezent astăzi la catedrală de Sfântul Ilie? Da, am fost. De obicei mai vin. Mai e o sărbătoare mare, aveți vreun sărbătorit nu în familie? Nu niciun sărbătorit, dar îmi mențin obiceiurile care se vin la slujbe, la... E prost cu pandemia asta, că nu putem să ne apropiem mai aproape de Dumnezeu, dar asta e ce se facem. Se spune că împins de diavol, Sfântul Ilie ar fi săvârșit păcatul uciderii părinților săi, iar apoi, cuprins de remușcări, i-a cerut iertare lui Dumnezeu. A fost ridicat la ceruri, iar de atunci cu treieră rănori, cu o căruță cu ros de foc, trasă de cainari aripați. Astăzi, pe data de 20 iulie, prăznuim ziua unui mare proroc, și anume Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul, născut în Tezva, din părintele său, preot, sovac care a fost în partea Iordaniei. El a fost un sfânt proroc mare, a spus cuvântul Domnului nostru Isus Hristos, a mărturisit despre venirea unui mântuitor în lume și noi trebuie să-l prețuim și să-i urmăm viața cât mai îndeaproape. La mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfântului Proroc Ilie. Se spune că de ziua Sfântului Ilie oamenii nu lucrează pentru a nu cădea Grindina și nu mănâncă mere pentru ca Grindina să nu fie de mărimea acestora. Peste 140.000 de români au o nomastică astăzi de sărbătoarea Sfântului Ilie.